A fi independent, din punctul meu de vedere, înseamnă a avea deasupra pe Dumnezeu și alături de tine toți membrii comunității. În 4 ani de zile, singura politică pe care o vom face la nivel local să fie politica comunității, politica dusă în folosul oamenilor. Comuna Topolog pentru mine reprezintă acasă. Chiar dacă am plecat în clasa 7-a și am făcut și liceul la Brăila, ulterior am lucrat la Tulcea, la Vasile Alexandrii, întotdeauna dorința mea a fost de a mă reîntoarce aici, pentru că, din punctul meu de vedere, întotdeauna am considerat Topolog cel mai frumos loc de pe pământ. M-am întors acasă pentru că am dorit să mă implic și o fac și vreau să o fac și mai mult în continuare pentru a face comuna asta și mai frumoasă, pentru a fi atractivă. Când sunt acasă, e oarecum oaza mea de liniște. Mă ocup puțin de solar, de grădină, de ce se poate ca să mă relaxez. Este modul meu de a îmi petrece timpul liber. Sunt căsătorit de 31 de ani, soția este profesoară la Liceul Tehnologic Topolog, de câțiva ani este și director. Am un băiat și o fată, băiatul face 30 de ani, anul ăsta inginer agronom, fata a terminat anul ăsta facultatea de construcții la UTCB. Sunt mulțumit de realizările lor, au fost alegerile lor, nu le-am impus profesii, sper să reușească în viață și să ne bucurăm împreună de reușitele lor. Din punctul meu de vedere, o comună frumoasă este o comună care beneficiază pe lângă infrastructura adecvată secolului 21, care ar trebui să fie o stare de normalitate până la urmă, să beneficieze și de facilități, să beneficieze de activități culturale, să beneficieze de modalități de petrecere a timpului liber pentru tineri. Că sunt pensionar sau că sunt elev la liceu sau că sunt un copil de grădiniță, să am o modalitate de a mă regăsi în comunitatea mea. Sportul e văzut foarte bine, noi avem și la liceu chiar și clasă cu profil sportiv. Avem activități pe fotbal, fotbal feminin, suntem campioni județeni în repetate rânduri la fotbal. Copiii de la 5-8 și de la liceu au obținut locul întâi la Olimpiada Sportului Școlar de multe ori. Mai nou, de 2 ani de zile, avem echipă de fotbal feminin, de senioare și de junioare la Liga 3-a. În ultimul an, cel puțin, am fost singura echipă de Liga 3 din județul Tulcea. S-a creat o emulație, vin copii din alte părți, încercăm să-i sprijinim pe toți copiii care vor locui la cămin cu masă, cu cazare, să fie lucrurile mult mai atractive pentru ei. De asemenea, am promovat premierea copiilor care obțin rezultate la olimpiadele școlare și la concursuri, la nivel județean și național. Ideea mea ar fi să încercăm să le oferim cât mai multe facilități. Am demarat un proiect cu dansurile populare pentru elevii de la școală, care a prins foarte bine și copiii sunt atât de încântați încât nu concep să lipsească de la repetiții. Spre deosebire de cei de la oraș, nu au prea multe alternative și atunci, întrebându-i, având contact direct cu ei, poți afla ce își doresc. Pentru că și din punctul meu de vedere, singurul lucru care am considerat că mi-a lipsit de când m-am întors acasă a fost acesta, că nu le-am putut oferi celor doi copii ai mei posibilitatea de a alege o activitate extrașcolară. Tinerii să fie mândri, și nu numai tinerii, toți locuitorii să fie mândri de comuna lor și cred că împreună cu ei vom putea face lucruri frumoase. Consider că ar trebui să facem în perioada imediat următoare ceva pentru dezvoltarea serviciilor medicale în localitate. În funcție de liniile de finanțare ce se vor deschide pe exercițiul financiar 2021-2027, din punctul meu de vedere, ținând cont de distanța foarte mare de oraș, 56 de km până la Tulcea, 43 până la Hârșova și lipsa unui spital în zonă, un centru medical de permanență ar fi nemaipomenit. Din punct de vedere medical, avem doar 2 medici de familie și un cabinet stomatologic și o farmacie.
ținând cont că e vorba de 7 sate, din care Măgurele, de exemplu, este la 16 km de centru de comună și unde drumul este o problemă pe care sperăm să o rezolvăm în perioada imediat următoare, fiind în fază de licitație pentru proiectare și execuție la evaluarea propunerilor tehnice acest drum. Sperăm ca la anul pe vremea asta drumul să fie asfaltat, să se ușureze accesul la servicii al cetățenilor de acolo, care sunt cumva discriminați. De asemenea, cred că ar fi util să achiziționăm o ambulanță, pentru că având o ambulanță pe plan local, am reduce automat la jumătate timpul de intervenție. Așa, dacă sun la 112, vine ambulanța în 45 de minute, mai face 45 de minute până la Tulcea. Așa, am scuti o parte din drum, am crește șansele la o intervenție în timp util. A fi independent, din punctul meu de vedere, înseamnă a avea deasupra pe Dumnezeu și alături de tine toți membrii comunității. În 4 ani de zile, singura politică pe care o vom face la nivel local să fie politica comunității, politica dusă în folosul oamenilor.